CFR Cluj a învins-o cu emoții pe Ceahlăul Piatra Neamț. Ardelenii au început în forță partida cu moldovenii, dar Sugu a trimis în bară. În minutul 18, gazdele au deschis scorul după ce Weldon a pătruns impetuos în careul moldovenilor și a profitat de un ajutor nesperat din partea lui Onciu. În minutul 38, Mureșan a prins o torpilă de la 18 metri care l-a întins serios pe Vilațen. După aproape o oră de joc, nemțeanul Achim a transformat în gol centrarea lui Cebotaru. În minutul 63, ceferiștii au trecut din nou în avantaj. Țepeș l-a faultat în careu pe Sugu, iar Cadu a transformat penaltiul. Ceahlăul a forțat egalarea, însă doar Achim a fost aproape, iar CFR-ul s-a impus în fața Ceahlăului cu 2-1. Questo sicuramente può essere il peggior partito desde che sono qui. După părerea mea, am dominat aproape tot jocul. Am luat două goluri ușoare. Probabil diferența de valoare individuală a făcut ca în jocul de azi să plecăm învinși. CFR Cluj și-a luat avânt după 2-1 în Gruia cu Ceahlăul. Ardelenii nu mai concep niciun pas greșit și amenință că nu se vor opri până nu vor trece peste liderul Dinamo în clasament. M-aș bucura dacă și ea mai face pași greșiți. Dar în primul și în primul rând trebuie noi să avem o linie continuă de victorii și atunci mai devreme sau mai târziu, cu siguranță până la mijlocul sezonului, putem iarăși să fim pe locul întâi. Capitanul Cadu crede că decisiv pentru titlul de campioană de toamnă va fi meciul direct cu Albreu și pe teren propriu din etapa 13-a. Va fi greu. Înainte avem un meci la Brașov, după aia avem un meci cu Dinamo, un meci cu Cluj, un meci la Steaua. Va fi un campionat foarte greu. Dar eu zic, dacă vă putem să ajungem pe primul loc.